Pentru iubitorii sporturilor extreme pe apă este suficient ca vântul să bată puțin pentru a trage o fugă până la mare și a experimenta noi senzații. Zilele trecute, la Constanța au apărut și primii pasionați de kitesurfing, care s-au întrecut în a controla placa pe valurile puternice. Kitesurfing-ul este un sport extrem și pentru a fi practicat este necesară o stare bună de sănătate și ceva abilități de atlet. Nu există limită de vârstă și nu este necesar brevet, dar pentru a se evita accidentările este bine ca pasionații să parcurgă un curs de inițiere. Andrei spune că a înălțat pentru prima dată zmeul în urmă cu 3 ani și de atunci, ori de câte ori are ocazia, atrage o fugă la mare pentru a trăi senzația de libertate pe care ți-o oferă acest sport. Kitesurf, ce să facem? Când putem, când, oricând. E vremea acum pentru kite. Oricând e bine. Cât timp avem echipamentul potrivit, putem să ne dăm în orice condiții. Când sunt valuri, este mai dificil. De exemplu, acum mă dau de aproape o oră jumătate, două ore și se simte, adică valurile îngreunează. Dar în orice caz, este un sport extrem și foarte distractiv. Pe mare, ce să vă spun, este o senzație unică, este o senzație unică și foarte plăcută, de asta m-am apucat de kitesurf și e o pasiune care poți spune la bătrâneți să faci asta. Pasiunea pentru acest sport a împărtășit-o și mama lui Andrei, care la 52 de ani a reușit să înalțe pentru prima dată zmeul anul trecut și de atunci nu a mai renunțat. Cum a fost? Super! Super frumos, dar și greu, mă gândesc. Este greu, dar trebuie să-ți dorești foarte mult și atunci reușești. E visul omenirii de a zbura. Și în momentul în care te apuci e ca un microb. E un drog care nu poți să reziști fără. Pasionații de kitesurfing spun că acest sport poate fi practicat aproape de oricine. Iar manevrarea zmeului de mari dimensiuni care te trage pe apă cu ajutorul unei plăci asemănătoare celei de snowboard oferă o senzație de libertate.